pentru alegerea președintelui Republicii, a primului președinte al Republicii Socialiste România, propun Marea Adunări Naționale, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, candidatura omului care a dat atât patriei și poporului său, civilizații umane și păcii, secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. În acest moment solemn al investiturii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România și comandant suprem al Forțelor Armate, în numele Marii Adunări Naționale, vă rog să primiți simbolurile demnității și prestigiului, ale puterii de stat, ale autorității suverane a poporului român, ale voinții sale de a se dezvolta liber și independent pe calea socialismului și comunismului. Președinte, să depuneți jurământul, conform Constituției. Jur, se respect și se apăr Constituția și legile țării. Să fac totul pentru aplicarea consecventă a principiilor democrației socialiste, pentru afirmarea în viața societății a normelor etice și echității socialiste. Jur să promovez neabătut politica externă de prietenie și alianță cu toate țările socialiste, de colaborare cu toate națiunile lumii, fără deosebire de o rânduire socială, pe baza de pline egalități în drepturi, de solidaritate cu forțele revoluționare, progresiste de pretutindeni, de pace și prietenie între popoare. Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și devotament pentru strălucirea și măreția națiunii noastre socialiste, a Republicii Socialiste România.